Salutare tuturor, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din Roblox. Băi băieți și băi fete, bă, n-am mai postat Roblox de multe luni de zile. Înainte ca acest episod să înceapă, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați butonul de like, să strânge cât mai multe like-uri. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, adică din Roblox, băi, o să vă prezint acum un joc, un minigame în Roblox în care am investit destul de mult timp, da, știu, am 18 ani și m-am jucat Roblox și dacă vă întrebați, astea două nu sunt măzgălituri, nu sunt scrisuri, sunt niște tatuaje temporare. Mi le-am făcut pe față, nu știu ce m-a luat. Aici scrie Dead și aici, nu, Devil și aici Sleep. Aici Sleep. Bun, fraților, astăzi, după cum bine am spus, ne jucăm Roblox și după cum vedea, ăsta este skin-ul meu în Roblox. Am Easy-uri în picioare, cu tot cu boost, tot ce trebuie. Am o bluză de la Adidas X Babe și niște chestii de astea foarte interesante, deci da, sper să se vadă bine pe filmare, fraților. Astăzi știți ce vreau, o să vreau să vă prezint mașinile mele, dar întâi de toate haideți să dăm o tură cu Bugatti-ul meu. Bun, deci care e ideea? Pe serverul ăsta este un fel de roleplay, după cum am spus, adică după cum am vrut să spun, că nu am spus asta încă. Și sunt mașini reale, fraților, și așa mai departe. Deci, da, e foarte, foarte interesant. Deci am zis un fel de, cum îi spune, un fel de roleplay. Pentru că ideea stă în felul următor, că pe roleplay trebuie să stai, să faci, să lucrezi, să faci bani și așa mai departe. Și aici poți să lucrezi, din câte am văzut, că nu am mai intrat de mult pe minigame-ul ăsta. Mi-am adus și eu acum aminte de el. Mi-am adus aminte că am niște mașinuțe, am și niște case, am un penthouse aici, mă leu, mă leu. Dar ăla o să-l prezentăm în alt episod, desigur, dacă mai vreți și voi să facem episoade în continuare. Bun, deci, uitați, după cum puteți vedea, în dreapta sus, acolo, nu știu dacă se vede pe filmare, ia asta să văd eu repede dacă se vede pe filmare. Da, în dreapta sus, aici, se văd banii și banii îi faci în timp, uite și aici în stânga, dar nu știu dacă se vede de web-ul meu. Banii faci în timp ce mergi cu mașina. Foarte, foarte tare chestia asta, mi se pare foarte interesantă. Ia. Și ce? What the fuck? What the fuck? Mamă, ce mi-am băguit ăla în mașină, nu pot să cred. Și cum mai poți să câștiga bănuți aici? Te duci și faci concursuri cu alte mașini, cu mașinile altor player, desigur că este multiplayer, și după cum puteți vedea aici, vă puteți face citizens, adică să fiți din ăștia, cum îi spunem, civili, oameni de rând, criminali, polițiști, prizonieri, la SWAT sau transit drivers sau tow truckers, nu știu ce sunt alea două ultimele, că după cum bine am spus, nu m-am mai jucat de mult. Uitați, aici veniți, faceți curse. Opa. Aici faceți curse. Și tot e tare aici pe serverul ăsta. Nu mă așteptam ca un server de Roblox să-mi placă vreodată. Nu știu, n-am nimic cu jocul Roblox. Mai ce lag am pe aici, nu înțeleg de ce. Cum să am lag pe... Deci nu am lag pe alte jocuri, dar am pe Roblox. Bun. Hai să ne băgăm aici să vă prezint fiecare mașină în parte. Deci mașinile le scoateți de aici, de pe telefon. Uitați câte mașini am. Am mai multe vehicule, nu doar mașinile astea. Dar da, bun. Hai că ne băgăm aici în parcare. Deci, după cum bine v-am prezentat, adică nu v-am prezentat, ăsta este Bugatti-ul meu. Foarte, foarte tare. Aici scrie Bugatti. Scuze, am uitat să trag frâna de mână. Cu culoarea asta, asta este o culoare mai specială pe care o poți câștiga. Bun, ca să înțelegeți cu patternurile de pe mașini, le puteți câștiga din anumite chesturi pe care le găsiți pe hartă. Uite, crates-uri, de fapt, uite cum arată și aici. Sau cu 10 Robux puteți cumpăra un crate de ăsta. Eu nu mai am niciun crate acolo și vă pot da anumite bonusuri la mașină, dacă pot să zic așa. Bun, mașina este upgradată la maxim, ca să înțelegeți, am băgat și Robux în acest joc, deci da. Am primit eu un Robux de la un prieten de-a meu și am băgat aici. Bun, deci cam asta este Bugatti, nici nu știu cum se zice corect, serios. Serios vorbesc. Bun, acum hai să vedem Audi R8-ul. Să vedem cum merge mașinuța asta, dăm și noi o tură de parcare. Asta are o culoare așa foarte tare.
Ia, hai să dăm o tură așa. Să vedem cât prinde. Ca să înțelegi, Bugatti e cea mai rapidă mașina mea. Asta abia prinde 200 la oră. Nici 200 nu cred că prinde. Opa, așa. Bun, ăsta nu este ce, este și foarte ieftin și așa mai departe. Bun, hai că nu vă mai zic detalii despre fiecare, o să le vedeți voi. Am și un BMW, iar așa cu tematică de toamnă mi-am făcut BMW-ul ăsta. What the fuck, de ce nu pornește BMW-ul? Bă, BMW-ul meu, bă! Bă, băieți, BMW-ul meu! A, așa. Bun, ăsta nici nu mai știu cât de tare merge. Eu mi-am cumpărat... Că am vrut să am cât mai multe mașini, ca să înțelegeți cum stă treaba. What the fuck? Am puțin lag când merg mai tare cu mașina, nu înțeleg de ce. Asta iar este o mașină foarte, foarte tare. Nu mă întrebați de ce am pus culorile astea. Chiar n-am idee. Bun, deci ăsta este BMW-ul. După aceea Bugatti-ul l-ați văzut. Caimanul. Asta a fost a doua mea mașină, cea mai puternică. O să vă arăt și prima... mașină. Deci asta a fost a doua mea mașină, am upgradat-o la maxim. Nici nu știu cât mai prinde, frate, dar cu mașina asta am apucat eu pe serverul ăsta. Mamă, cât de rapidă e, nu pot să cred. What the fuck? What the fuck? Deci nu pot să cred cât de rapidă poate să fie. Dă-te-n puii mei. Lol. Ia, face și drifturi, ești nebun? Mamă, deci chestia asta nu mai știam. What the fuck? Foarte, foarte tare. Bun, după aceea avem aici Ford GT-ul ăsta. Nici mai știam de mașina asta, sincer să fiu cu voi. Mamă, ce cu mașina asta? Eu nu mai știam de ea. Mamă! Băi, nu mai știam de mașina asta, pe bune vorbesc, ca să înțelegeți de cât de mult timp nu m-am mai jucat pe serverul ăsta. Aș vrea să știu în comentarii dacă ați mai vrea episoade de Roblox. Desigur, dacă vă place această serie, mai puteți face și diferite minigame-uri și așa mai departe. Bun, hai să vedem ce știe mașina asta. Bun, e a 5-a și are 200 la oră, am înțeles. Op. Hai să dăm pe drum drept să vedem ce știe. Bă, sunt șocat de mașina asta că nu mai știam de ea. Cam la atât se duce, 215, fraților. Nimic mai mult. Și dus a fost. Bun, asta a fost prima mea mașină de pe server. Când intri pe server aici să alegi niște mașini și eu mi-am ales Fordul ăsta Mustang. Mi s-a părut destul de interesant, mai ales că mie în realitate îmi place foarte mult Mustang-ul. Bun, nu, să nu vă gândiți că merge foarte, foarte tare, abia prinde, nici nu știu dacă prinde 200, nu cred. N-a prins 200, nu pot să cred, săraca mașină. Bun, deci asta a fost prima mea mașină. După aceea avem Hammer-ul ăsta. L-am cumpărat când mă jucam cu prietenii mei și gen am luat un Hammer așa de cum îi zice, de flexing. Doamne, e și ora 2 dimineața și am 32 de ore, 34 de ore de îndormite câte am. Asta, mă, deci mașina asta, Lamborghini-ul ăsta, băieți și fete, deci Lamborghini-ul ăsta efectiv l-am iubit, fraților. Este o mașină foarte genială. Aproape 300 la oră prinde, a fost o mașină cu care am câștigat multe curse aici pe server. Este foarte, foarte tare. Și ca să înțelegeți, pentru patternul ăsta, gen de Galaxy, am făcut niște misiuni pe care le găsiți pe YouTube. Am făcut niște misiuni cu... pentru patternul ăsta, cum am spus. Bun. Hai să sărim și să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem McLarenul ăsta. Mamă, nebunie iar și cu mașina asta. Ia uitați-vă puțin. Deci uitați-vă puțin și la mașina asta cât de tare e. Am și număr pus la ea. Ia
dar nu, măcar că prinde puțin, fraților. Dar vedeți, dacă, gen, ăsta e un life hack, dacă sari, gen, poți să pierzi, să prinzi mai multă viteză. Bun, ce mai am, mai am AMG-ul ăsta, mai am Mercedes-ul ăsta, foarte tare și Mercedes-ul ăsta, sincer să fiu cu voi. Mercedes-ul e Mercedes, frate, nu ai ce să-i zici. Sunt curios cât prinde. O, 200! Vom cu puțin ajutor și ce mai am pe aici? Mai este Suzuki-ul ăsta. Ăsta este un motor. Deci erau unii, la un moment dat avea un bug serverul ăsta. Și erau unii care cu scutele efectiv făceau orice mașină. What the fuck? What the fuck? Ce m-a trântit, mâncați aș. Bun, ce mai am pe aici? Nu am din ăsta, am un vapor, mai am un avion și cam atât. Da. Wow, Jesus Christ, unde mi l-a pus? Aici pune mi-l. Foarte, foarte tare oricum minigame-ul ăsta, mie unul îmi place foarte mult. Să-mi spuneți părerea în comentarii și dacă vreți ca în episodul viitor să vă prezint și penthouse-ul meu de pe server. Doamne, cât, bine că n-am astea în realitate. Era mai bine dacă le avem în realitate, sincer să fiu cu voi. Uai, ce lag am pe aici, ce căcat vere. Deci explicați-mi dacă ați mai văzut așa ceva. Nu știu ce are calculatorul meu. Gen GTA Vice City, am vrut să fac și eu un episod de GTA Vice City. Da, GTA Vice City-ul ăla vechi, vechi de tot. Să văd dacă mai știți jocul și așa mai departe. Și nu m-a lăsat calculatorul să-l instalez, dar... aparent, nu știu, calculatorul meu e nebun. Mă las să mă joc orice alt joc, dar... Foarte ce bine că am prins pe un episod asta. Rare crate, bun. Și acum avem, de fapt, uite aici, avem crate-urile și le deschidem. Și azi sunt exact ca și... ca și în CSGO. Uite, era să prind din asta exotic. Uite, Circlius, care costă 10.000 de dolari. Foarte, foarte tare. Uite, un altul acolo. Hai că merg să le iau și pe ăla pe episod și... No, n-am vrut să fac asta. De ce am apăsat pe Q din greșeală? M-am dezmembrat tot. Uite cum înoată băiatul meu cu easy-urile în picioare. Așa. Hai să-l deschidem și pe ăsta. Poate ne dă ceva roșu, ar fi foarte, foarte tare și... Nu, îl mai am pe ăsta. Deci vedeți, dacă aveți duplicate item, vă dă banii cât costă. Bun. Bun, fraților, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Stați să mă pun și eu mai frumii. Da, am un cap pe dinăuntru de om normal. În afară să fiu dogo. Bun, fraților, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați, dați un like, să ajungem peste 200-300 de like-uri dacă v-a plăcut acest episod. Noi ne revedem mai diseară cu un nou live stream și cu un nou episod. Nu știu, nu vă promit nimic, depinde, totul depinde de când mă trezesc eu. Bun, vă pup și vă iubesc. Aici a fost ASE, toate cele bune. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Toate cele bune, pa, 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 lume!